Bună tuturor! Până să facem mâncarea, să facem încă un model pentru perdele, la care, din câte puteți vedea, intrăm direct în pită, că nu mă doare gâtul și nu pot vorbi tare mult. O să avem nevoie de un multiplu de 16 ochiuri de lanț și o să lucrăm pe 6 rânduri ca să putem realiza modelul. Haideți să și începem. Începem cu ochiurile de lanț. Puteți voi să faceți 16, multiplu de 16, dar modelul sugerează și faptul că putem face de multiplu de 8. Și așa că depinde de voi ce alegeți. Facem frumos lănțișorul și ne vedem în rândul următor. De data asta voi face numai picioare cu câte un jeteu. De aici, unde e ultimul ochi de lanț, o să fac 3 ochiuri de lanț ca să mă ridic în rând și în loc unde am pus unghia, voi face 3 picioare în același loc. Pentru că sunt persoane cu toată explicația ce le dai, că de ce pui unghia și nu pui, ați văzut că ce se întâmplă. Așa. În total ar trebui să avem, cum ar veni, 4 picioare cu câte un jeteu. Și după aia trebuie să sărim 8 ochiuri de lanț din bază. 1, 2, 3, 4, 5, 6, nu, uite cum l-am pierdut. 2, 4, 6, 8. Al 8-lea voi face din nou 4 picioare în același loc. Picioare cu un jeteu. 1, 2, 3 și 4. Deci o să fie practic 2 evantaie care o să se îndrepte una spre cealaltă cu timpul. Voi face 4 ochiuri de lanț. Sar din bază 3 ochiuri de lanț și în a patra fac un picior mic. 1, 2, 3, în al patrulea fac un picior mic. 4 ochiuri de lanț. Sar 3 ochiuri din bază, 1, 2, 3 și în a patra lucrez 4 picioare mari în același loc. Da? Și după aia numărăm 8 ochiuri. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. În al 8-lea lucrăm din nou 4 picioare mari în același loc. Și iarăși voi avea 2 evantaie îndreptate una către cealaltă. Și continui să fac 4 ochiuri de lanț, sar 3 ochiuri și în al 4-lea lucrez un picior mic, 4 ochiuri de lanț și 1, 2, 3 sar, în al 4-lea lucrez 4 picioare mari în același loc, toate 4. Și în al 8-lea, 8 de lanț, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, pe acolo îi, hăptă asta din capăt, plus minus, o să încerc și eu să iau și codița asta. Deci, efectiv, nu văd ce fac. E cameră. 3, 4 și în ecran văd foarte rău. Bun. Suntem, eu îs pe capăt deja. Dacă am
evandaie în capăt. Din primul picior voi face 3 ochiuri de lanț, întorc și fac în același loc încă în 3 picioare. Unde am evantaie, o să păstrez evantaiele. Mă duc la evantaiul următor, la ultimul picior, voi face în același loc 4 picioare în același punct. Și ajungând la părțile cu lănțișoarele, de data asta, în rândul acesta, voi face 5 ochiuri de lanț. 1, 2, 3, 4, 5. În piciorul ăsta mic voi face un picior mic. 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5. Și ajungând la evantaie, aici în primul fac 4 picioare mari. În același loc. 3 și 4. Și mă duc la ultimul picior din evantaiul următor. Fac în același loc 4 picioare mari. Așa. Și am ajuns iarăși la lănțișoare, unde fac 5 ochiuri de lanț, unde am piciorul mic, fac picior mic, 5 ochiuri de lanț, 3, 4, 5 și modelul se repetă. Dacă aveți un pic de răbdare, imediat o să aflați ce faceți în cazul în care în partea din stânga, adică ori cu ce încheri, se termină cu evantaie. Și în cazul în care în capăt o să aveți partea asta de lănțișoare, imediat o să aflați că ce trebuie să faceți. Numai un pic de răbdare, v-am zis. Hai să continuăm cu 4 ochiuri de lanț, pentru că modelul încă nu e gata. Și întorc materialul și lucrez 4 picioare în același loc unde avem evantaie. 4 pe partea cealaltă. Și unde avem lănțișorul o să fac în felul următor. 6 ochiuri de lanț. Și un picior mic unde e piciorul mic. 6 ochiuri de lanț. Evantaiul rămâne evantai. De parte și de alta voi face 4 picioare mari în același loc. Și am ajuns la lanțișoare, 6 ochiuri de lanț, un picior mic, 6 ochiuri de lanț. Și termin cu cele 4 picioare pe parte și 4 pe partea aialaltă. Cam așa o să arate. Suntem în capăt. Voi face practic ce se cheamă rândul 4. Mă ridic cu 3 ochiuri de lanț în loc de picior mare și cu încă 4 ochiuri de lanț pentru model. O să fie 7, da? 2, 4, 6, 7. Întoarcem materialul și aici, între evantaie, voi face un picior mic. 4 ochiuri de lanț. Și evident că v-ați dat seama că schimbăm, de fapt, modelul. Aici, în ultimul picior din rândul anterior, da? Facem 4 picioare mari în același loc. Deci, practic, evantaiele se transferă peste ochiurile de lanț și invers. Și sar în piciorul primul din secvența anterioară,
și fac patru picioare în același loc. Bun, stați o secundă că mi s-a agățat tața. Patru ochiuri de lanț. Și ne băgăm cu picior mic aici, între evantaie. Patru ochiuri de lanț. Și repetăm modelul așa cum vi l-am arătat. În fond și la urma urmei, se repetă, de fapt, rândurile 1-3, dar cu o altă poziționare. Și tot ce vă interesează am pe voi, cum să începe și cum să închide marginea, pentru că la modelele astea simple, 99% din greșeli au loc pentru că nu suntem atenți în margini. Și cât timp le știm punctele slabe, nu mai avem probleme. Uite că am ajuns în capăt și suntem la 4 ochiuri de lanț cu un picior mic și 4 ochiuri de lanț de final. Și acum voi face un picior mare în ultimul picior din rândul anterior. Logic, trebuie să întoarcem materialul. Fac 3 ochiuri de lanț în loc de picior mare, întorc. Să întoarcem frumos. Și voi face 5 ochiuri de lanț. 3, 4, 5. Un picior mic unde am piciorul mic. 5 ochiuri de lanț. 2, 3, 4, 5. Și la evantaie facem evantaie. În primul picior aici voi avea 4 picioare mari lucrate în același loc. Și în ultimul picior, de asemenea, 4 picioare mari în același loc. Și mă duc mai departe cu modelul, cu 5 ochiuri de lanț, că doar e simplu ca bună ziua. Nici nu trebuie să îl puteți face simplu în fața televizorului, uitându-vă la un film. Nu vă trebuie nici schemă. Oare pe ce să uită camera asta? Că numai la lucru mie nu se uită. Închidem încet rândul. Avem 5 ochiuri de lanț, un picior mic. 5 ochiuri de lanț. Da, unde am avut piciorul mic. Dacă mi se pare mai lăbărțat și nu vă place, ori lucrați mai strâns, ori vă băgați un pic mai hakana. Tot în piciorul mic m-am băgat, dar mai la dreapta. Închid cu 5 ochiuri de lanț și un picior mare. Eu o să iau partea asta cu totul, nu mă mai bag prin lănțișor. Iau cu totul. Și când voi trage de material, să vor rezolva tensiunile altfel. Și acum voi face 3 ochiuri de lanț ca să mă ridic în rând. Și 6 ochiuri de lanț pentru model. 3, 4, 5, 6. Deci 9 ochiuri de lanț. Iau un picior mic. Unde am piciorul mic. 6 ochiuri de lanț. Și am ajuns la evantaie. Unde, doamne, mulța, mulți, nu mai trebuie să vă spun. Avem 6 ochiuri de lanț, 4 picioare mari în același loc și sărim în ultimul picior unde voi face 6 din nou, 4 picioare mari, iar mă încurc. Vedeți ce înseamnă răceala să te mănânce nasul și ochii din cauza răcelilor? Nu mai nici judeci. Și continui cu 6 ochiuri de lanț, picior mic, 6 ochiuri de lanț,
Și astfel se realizează modelul ăsta mega simplu, ușor de ținut minte și ușor de controlat. Atâta vă mai arăt cum să ridicați rândul, pentru că urmează să schimbăm și modelul din rândul următor. Aici avem 6 ochiuri de lanț, 3, 4, 5, 6, pentru că asta e toată secvența de model. 1, 2, 3, 4, 5, 6, un picior mare în ultimul picior, da? Și acum o să vină evantaiele de acum înainte. Voi face 3 ochiuri de lanț în tot materialul și chiar în primul picior voi lucra 3 picioare mari de completare și cu ce am ridicat rândul o să fie 4, da? Cu lănțișorul ăsta și sar în primul picior din secvența anterioară și lucrez cele 4 picioare mari și modelul continuă cu 4 ochiuri de lanț, un picior mic între evantaie, 4 ochiuri de lanț și am reluat de fapt rândul 1. Când va fi gata miniatura, revin cu ea. O să arete mai bine la blocat. Nu, materialul ce-l folosesc acum nu e foarte potrivit pentru așa ceva, dar v-am spus scopul și durata vizitei. Până mai fac încă o mostră, să aveți spor bun!